După ce tribunalul Gorj a stabilit închisoare cu executare pentru patronii Lexi Star și pedeapsă cu executare pentru medicii veterinari, Curtea de Apel Craiova a schimbat total situația în dosarul de evaziune fiscală. Admite apelurile declarate de inculpații de partea civilă și de parchetul de pe lângă tribunalul Gorj. Desfințează sentința penală atacată în parte sub aspectul laturii penale și civile. Contopește pedepsele stabilite în sarcina inculpatei Maria Lupulescu în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenție. Și Alexandru Lupulescu, zis Sândel, a primit închisoare cu executare. Aplică inculpatului Lupulescu Alexandru pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de 1/3 din durata celeilalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 2 ani și 3 luni închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenție. Doar medicii Direcției Sanitar Veterinare Gorj, judecați pentru complicitate la evaziune fiscală, au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Dispune suspendarea sub supravegherea executării pedepsei rezultante de un an închisoare aplicată inculpatei Guță Ana pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Dispune suspendarea sub supravegherea executării pedepsei rezultante de un an și 4 luni închisoare aplicată inculpatului Firiza Dumitru pe durata unui termen de încercare de 5 ani. Decizia este definitivă. Prima instanță a stabilit pentru femeia de afaceri Maria Lupulescu, acuzată de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, la fel și soțul ei, Sândel Lupulescu. Aceasta este acuzată că nu a evidențiat în contabilitate toate veniturile realizate din vânzarea produselor din carne, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor și taxelor la bugetul statului cu suma de peste 1 milion de lei.